este o piață în aer liber, cu tot felul de vechituri, lucruri interesante, antichități chiar. Șapte frați. I-am zis la Marius, sunt cele mai bune bezeluri, care am mâncat eu, și eu sunt din zonă de aici, că sunt crescut la Șicula, că nu sunt în București, dar sunt cele mai bune bezeluri care am mâncat eu întotdeauna, foarte bune. Te fac 34 de aia. 34, mă ținei. O, salutare, salutare! O, cine a venit la noi? Ia uite, bucătarul, șef! Domnul Marian! Bucurel! Bine ai venit în dealul viilor, Ineu! Ce faci aici? Fasole cu ciolan! Ce faci, Geneci? Salată. Nu puteam să plec fără să gust din celebra fasole făcută de Mugurel și o pălincă. Bineînțeles. Pălincă de la Ineu. M-a invitat Geneci cu Mugurel să vizitez și casa lor de aici, de pe deal. O casă veche de 100 de ani. Bună dimineața! Am dormit neîntors, nici nu știu când a trecut noaptea, simt că doar m-am pus în pat și m-am trezit. Subconștientul lucrează, să știți. M-am gândit la acest decor rustic al camerei și chiar am visat o chestie interesantă. Visam că munceam pe câmp. Nu știu exact ce făceam, dar... eram cu o sapă în mână și mergeam printre niște rânduri, cred că porumb era. Subconștientul lucrează. Nu știu ce e mai grav, când mă duceam la muncă sau că eram pe câmp, ca să fiu așa în asentimentul unor hateri. Și m-am trezit brusc atunci când ceilalți de pe câmp s-au așezat la masă și tot insista cineva cu o ceapă. Ia-mă o ceapă că e de aia bună. Eu sunt contra cepei, nu-mi place ceapa. Și m-am trezit brusc. Acum câteva momente. Deci, subconștientul lucrează. Hai să vedem ce fac ceilalți. Dacă s-au trezit, dacă sunt la micul dejun. E bine că astăzi nu mai plouă. Între timp citeam un mesaj. S-au trezit de dimineață ceilalți și au plecat la Pâncota, undeva la vreo 15 minute de mers cu mașina. Asta o să fac și eu. Merg către Pâncota. Am ajuns la Pâncota. Fix 20 de kilometri de Ineu. Este o piață în aer liber, cu tot felul de vechituri, lucruri interesante, antichități chiar, dar avem și plante, haine, obiecte din lemn. Animale, neața! E foarte mare piață, e huge. M-am trezit târziu. Da, surprinzător, Damian s-a trezit înainte, bă, că el doarme. Trebuie să te și muți în jumătate. Nu o să înțelegi exact ce vreau să spun. Ai mâncat brecă? Nu, nu. A lăsat brecă ăsta acolo, ca lumea. Când ne întoarcem, da. Chiar și termopane găsim aici. Piața este foarte mare, este una dintre cele mai mari din zonă, dar pentru experiența așa ca o întoarcere în timp, trebuie să vizitați piața din Pâncota. Mergem acum cu toții către Zăbrani, la un mic producător de mezeluri. Un producător local care este cunoscut în zonă pentru calitatea mezelurilor produse de el.
Da, nu, da, mai duc pe este. Așa e obicei în zonă, mănânci micul dejun, mergi, mai mănânci o tură, mai bei o țuică. Hai, mamă. Șapte frați. Să rămână. Să rămână. Bună. Bună. Hai, da, capul. Noi am venit la cumpărături, nu la mâncare. Hai, da. Hai, da. Să vă convingeți, poate ați dat gustul. Să gustați un pic. Un pic, asta e un pic. Un pic, i-am zis la Marius, sunt cei mai bune bezele, că le-am mâncat eu. Și eu sunt în zonă de aici, că am crescut la Șicula, că nu sunt în București, dar cel mai bune bezele care am mâncat eu întotdeauna, foarte bune. Mulțumesc, nu știu că sunteți. Păi, luați-l. Nici n-am intrat bine în casă, la oameni, că mi s-au umplut masa. Foarte ospitaliere. Și copii frumoși, frumoși. Dacă cafea doriți... Cine e cel mai mic dintre voi? Deci fetele muncesc și băieții se distrează. Zicea Sorin că cele mai bune mezeluri din zonă. Nu mă gustă salamul și cârnați să vezi. Hai, cu curaj. Hai, curaj. Cu mâna. Cafea dorește cineva? Eu nu zic nu. Se simte fumul ăla. Dar știe cineva să ne zică ce sunt fiecare? Sigur, băieții, cum să nu? Acesta este salam. Asta este salam? Salam, salam. Din porc? Da, porc și vită, porc și vită. Acesta este cârnat, tot porc și vită. Da. Și acesta pastramă, cotlet de porc. Pastramă, dar văd de două feluri. Și asta e ceafă de porc. Ceafă de porc și cotlet de porc. Mulțumesc, arată foarte bine. Și cârnatul, mi-e place foarte mult cârnatul. Cârnatul e pentru mine cel mai bun. Și pentru foarte aromat. Fumul ăsta nu găsește în comerț. Gustul ăsta de fum. Nu, dar și gustul se vede că e de animal de casă, nu e... Mergem să vedem și afumătoarea și locul unde se fac mezelurile. Deci aici sunt afumătorile. Și cu ce se afumă? Cu lemn de? Nu, cu rumeguș. Cu rumeguș. Cu rumegușul de la lemn. Cum se taie lemnul, noi mergem și luăm, sau oamenii îl pun în sac, noi mergem cu remorca și luăm și îl ducem aici și îl punem aici sus. Dați aici tot. Aici numai rumeguș. De saci cu rumeguș. Da. Am o săptămână. O săptămână stau la uscat. Se văd așteana, dacă vedeți așa cumva, îți de la căldură. Da, dați cu perea pe el, noi dăm cu perea și se duce, nu ceva mucegai, ceva. E ceva de la căldură, cum se condensează. Voi n-aveți urși pe zona, așa-i? A, nu. Că ar fi fost cam greu. Da, n-am apucat să facem curățenie. Aici e mașina de măcinat, băgăm cam 60-70 de kg și o măcinat în minut, într-un minut, două, imediat, pe aici iese. Și aici e șprițul. Aici se pune o țeavă cu asta, țeavă, și bagi mațul și umplem. Și pe aici intră cam 50 de rude pe masa asta. Mm-hmm. Și punem băt, aici le punem, le aranjăm, etichetăm. Aici sunt căruțe, lăzi. Instrumentarul. Da, aici e frigul, unde băgăm carnea. Unde se bagă carnea. Ah, acum e gata, fără activitate. Da, cam gata. Cam gata, da. Cam asta e. Și cum faceți, sezonier sau în funcție de cerere? Cam aproximativ facem la 2-3 săptămâni până se vinde, cam așa. 2-3 săptămâni facem, nu facem des. El cât durează la păstrare? Zicem că ai o perioadă mai slabă și nu se vinde. Durează, nu, da. Durează, dar se usucă mai tare și nu le mai tare și nu se mănâncă așa bine. Dar îl putem ține, nu se strică sau ceva. Acolo făceam 200-300 de mii. Și acum când ne-am uitat aici facem dublu și un pic. Mama. Am făcut și 1200 în urmă. Wow. Unde aveți distribuție? Nu, aici vin, aici. Nu am vrut să-ți facă. Din vorbă în vorbă. Sau tati mai merge pe alara și face livrări. Dacă e un produs bun, se vinde sigur, din vorbă în vorbă. Doar din vorbă în vorbă, n-avem reclame, ceva pus nimic. Ce tare. Sau tati mai merge pe alara și face livrări. Păi da, pe asta. Ai cântărit-o? Da, ne-am întors la conac pentru că trebuie să luăm prânzul și avem un sărbătorit. Va da o șampanie Ștefan Jicol. Haide să-l salutăm, să-i spunem la mulți ani. Odată fac 54 de ani.
34, mă ține aici. 35, parcă. Dar ce fierbe, mă? De la gheața carbonică. Gheața carbonică. Uite ce șmecher sunteți, mă. Și așa face... Numai gheața asta carbonică e separat, de 200 de euro, ce bani. Extra, vede, ca la vodka, cu special din lacul Baikal l-a dus. Da. Curgă șampanile, o zice la Bambu, așa zice băieții la Bambu, se curgă șampanile. Haideți că de la mașinițile alea o să facem, o să facem terci limoase. Vă rog, sănătate, la mulți ani. La mulți ani. La mulți ani, Ștefan. La mulți ani. Care îl place cel mai mult pe Ștefan. Vă mulțumesc că v-ați gândit să mă ridică mai în cap. Că ne-am adunat aici la cel mai frumos restaurant din vestul României. Ne-a rost că lumea s-a fac discount, adică nu, lasă de astea. Vine platoul cu carne, 2 metri de platou. Așa, punem aici în mijloc, nu? O să trecem peste domnul... Treceți, e regulă. La biserică, că e obișnuit. Îți merge bine dacă te bagi pe sub platou. Am auzit. E semn de prosperitate. Eu știam că există bere la metru, nu și pictură la metru. Poftă mare, poftă mare, stimați aspect. Mulțumesc. Fac arată, dar și miroase. Și miroase. Coclete, burgeri. Lumea știe dacă le recomand să bea cafea sau nu. Nu asma. Deschide subiectul, Sorin, că două. Mi-a scăpat mie ceva. Am și eu cafea când am ajuns aici. Deci Stefan este anti cafea și spune a toți că o să moară de cafea și oamenii au prins slăbiciunea și de câte ori online sau ceva. Eu de la Belu pot să infirm lucrul ăsta, n-a venit nimeni să spună că a murit de cafea. Nu scrie pe nicio cruce sau... Platoul acela a fost delicios și urmează desertul. Avem cheesecake, avem plăcinte, papanași reinventați, tiramisu. Prânzul a fost delicios. Desertul, șampania Moet, totul la superlativ, compania nu mai zic, numai persoane una și una. Am plecat nu departe de Ineu, cred că sunt undeva la vreo 7 km până în apropiere de dealul Viilor. Mugurel și Jenny mi-au trimis o poză cu un ceaun, cu fasole, cu ceva fumătură. Au ei aici un loc. Și mi-au zis, Mariane, nu vrei să dai o fugă până la noi? Așa că m-am suit în mașină, dăm o fugă până la Jenny și Mugurel, dar nu le ai acasă, în altă parte, nu știu. Vedem ce este locul ăsta. Oh, salutare, salutare! Oh, cine a venit la noi? Ia uite, bucătarul, șef! Domnul Marian! Mugurel! Bine ai venit în dealul Viilor, Ineu! Ce faci aici? Fasole cu ciolan. Așa împreună, n-am mai făcut separat, că nu mănâncă nimeni de post și le-am amestecat. Dar e ceva super bun. Încă nu e gata, dar e aproape. Foarte tare, uite ce outfit, ce îmbrăcăminte, ce bonetă. Noi n-avem timp, noi ne pregătim. Corect. Și Jenny, și ce faci, Jenny? Am făcut salata, uite. Am pregătit salata, wow. Ceapă verde, ardei roșii. Din zona de aici? De aici. Din grădină? Și le nu-s din grădină acum, deja vii să vezi că deja nu-s coapte, sunt roșii, dar nu s-au copt încă. Foarte tare. Hai. Dar ce loc frumos aveți aici. Tuki, tuki, tuki. No, te ripa bine că mă murdărești, că ai uit pe jos. Faină-i la tine, faină. Ciao, ciao. Încă un tuki. Doi tuki. Ia uite, răsaduri sau ce? A, nu e răsad, ce e asta? Păi astea sunt morcovii, dar mi-au ieșit de fapt se numesc răsaduri, nu? Până când? Până când. Da, astea care le plantez, așa sunt ardei, ăștia care le-am pus, așa, astea sunt răsadurile. Uite, vezi că am roșii. Am da, roșii. Micuțe. Micuțe, da. Am salată, ceapă. Uite și astea, uite-te ce faine sunt. Și nu le-am pus decât de 2 săptămâni. Cum e solul în zona asta? E un sol bun? Bun. E pământul bun aici, da. E foarte bun pământul. Doar că e așa panta asta și când plouă mult, se duce tot pământul, știi?
duce ploaia nici în jos. Nici iarba nu-l ține cât de cât? Nu îl prea ține, să știi. Uite, de exemplu aici, de-aia tot am ridicat așa cât de cât să rămână pământ la roșic, altfel. Wow, dar acum am observat ce priveliște ai, se vede în depărtare. Super, super, dar vine să vezi de sus. Mergem mai sus. Hai. Aici ce avem? Pus dovleci plecintari, să am pentru plecintă. Să nu tot caut, nu găsesc. Acum o să-și dea drumul, că doar o plouat acum așa de mult și... Uite ce frumos e aici. Hai să vezi de sus cât e de fain. E o pantă destul de abruptă. Ia uite cine are exercițiu genie, e prima. Da, uite-te tu cât e de fain. Ce că relaxezi aici. Noi în fiecare zi venim. Eu aș face un mic foișor și aici, o măsuță ceva să văd peisajul. Așa am zis să facem. Da. Problema e să nu uiți ceva pe la mașină sau să uiți la bucătărie, că ăla-i. Deci când facem cu toate condițiile. Și o să facem eventual niște scări. Deci până aici urci, dar de aici e foarte greu să mai urci. Și dacă e un pic umezit terenul, s-ar putea să și aluneci, de aceea trebuie să scări. Da. Și acolo iar e fain, acolo e mai drept, vezi unde-i pumnul ăla. Acolo ia. Deci noi am zis că pe toate astea trei terasamentele o să facem ceva. Câte o terasă, știi? Știi ce ar merge aici? Niște cabane din alea tipa de lemn. Da, o să vezi acolo care cineva, un vecin. Și crede-mă, ar veni lumea să stea așa. Ori din alea cum aveau țiganii. Așa, formă rotundă, așa, cum le zice? Iurtă? Nu, iurtă. Ce vă duce? Ceva de genul. Deci pe un platou de lemn, să fie totul lemn, jos, și făcut așa cum umblau țiganii. Cum le ziceați voi la alea? Noi le ziceam cu cocia. Căruță? Căruță, da, căruță, cu da, coveltir? Mai... Da. Cu coveltir? Da, da, ah, okay. Da. Coveltir, da, da. Știi, și aia îți dă așa o tentă de... Eu asta aș face. Vechi, dacă aș avea terenul ăsta, 4-5 căbănuțe din acelea tipa A-frame. De lemn. Și atunci fiecare să aibă condiții. Fiecare da. Să fie... Da. Și în timpul cald, când e sezonul turistic, să vină turiști. Le faci niște plăcinte, un vin bun, o pălincă. Să rămână peste noapte cu peisajul ăsta, să se trezească dimineața. Wow! Deci știi ce frumos când auzi păsărelele. Deci dacă faceți o căbănuță, vin și eu. Păi da, normal. Păi da cum? Tu crezi că scapi de noi? Nu mai scape acum, gata. Nu mai. Tu ești primul, tu o să fii primul care vii aici. Nu puteam să plec fără să gust din celebra fasole făcută de Mogurel și o pălincă. Bineînțeles. Pălincă de la Ineu. Mogurele, să fie bucurie, sănătate. Doamne ajută. M-a sunat un abonat astăzi de-a tău și mi-a zis că e supărat pe mine că lui am dat răchie pălincă de 10 ani. Dar ție ți-am dat de 20 de ani. Aolo! Era supărat, urmăritor de-a tău. Foarte tare. Numai bine. Sănătate. Hai, să fie bucurie. Mulți ani. Ah, bună. E bună, bună. Ia să vedem, ia uitați. Wow. Ce părere aveți? Arată bine? Scrieți-mi mai jos în comentarii. M-a invitat Genie și cu Mugurel să vizitez și casa lor de aici, de pe deal. O casă veche de 100 de ani. Ia uitați ce lămpi pe gaz sau pe ulei erau acestea pe vremuri. Presupun că încă mai funcționează. Un șemineu. Doar televizorul ăsta nu se pupă cu acea perioadă. În schimb, pe unde mă uit, totul s-a păstrat, inclusiv ușa de la intrare. Ciao. Ciao, ciao. Cam asta a fost clipul de azi. Vă mulțumesc că v-ați uitat și nu uitați, cu cât mai multe like-uri, acest video ajunge la mai multă lume, iar eu pentru asta chiar vă mulțumesc. De aici, din Ineu, până data viitoare vă spun la revedere, v-am pupat!